Doresc din toată inima ca și în continuare să putem să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Cu bucurie, cu dragoste, vă aduc salutări sfinte din partea fraților și surorilor din Moldova. În primul rând, din partea celor două biserici, surori în care dumneavoastră ați investit, Biserica din Dorotskaya și Biserica din Ialoveni, spunându-vă că ei vă iubesc, vă au în memoria lor de fiecare dată și de asemenea vreau să vă spun că sunt două biserici care sunt printre cele mai harnice în vestirea Evangheliei. Domnul să fie lăudat! De asemenea vă salut din partea comunității regionale Centru, unde, așa după cum se spunea, slujesc, și din partea conducerii Uniunii Bisericilor Pentecostale, har, pace și binecuvântare. Spre final am pregătit câteva imagini din lucrarea de anul acesta și atunci o să puteți să vedeți și să puteți auzi câteva din lucrările și minunile lui Dumnezeu. Acum însă aș vrea să ne pregătim inimile ca și în continuare Duhul Domnului să ne vorbească pentru că avem nevoie. Amin? Vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei și avem un text începând cu versetul 21 până la versetul 35. Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea ca să ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Vă invit să ne ridicăm, dăm toți ascultare acestui cuvânt din care, așa după cum spuneam, aș vrea ca Domnul să ne vorbească. Matei, capitolul 18, versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unii din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Când ne uităm la textul acesta, dragii noștri, putem să descoperim că se vorbește despre iertare, însă tema pe care aș vrea să o prezint astăzi înaintea dumneavoastră, pentru mine și pentru noi toți, am intitulat-o în felul următor: De ce să iertăm pe alții? De ce să iertăm pe alții, cu atât mai mult că trebuie să recunoaștem că faptul acesta nu este simplu și nu este ușor. Și când ne uităm la versetele acestea, putem să descoperim că Domnul Iisus Hristos,
prin cuvintele pe care le-a prezentat înaintea ucenicilor, în primul rând, înaintea lui Petru, cel care a venit cu întrebarea, înaintea oamenilor care îmi dau seama că puteau să fie prezenți acolo și aceste cuvinte au rămas pe paginile Sfintei Scripturi, Domnul Iisus Hristos, prin această pildă, ne prezintă principiile biblice pentru care orice creștin este dator să ierte pe alții. Și primul principiu pe care îl văd în versetele acestea l-am formulat în felul următor. Creștinul trebuie să ierte pe alții pentru că este creștin. Știți, de multe ori am observat că multora le place viața, cultura creștină, însă mulți vin și spun, da, nouă ne place la voi. Nouă ne place la adunările voastre, dar, și apoi urmează, dar, eu aș vrea să mai adaug cu tare, eu aș vrea să mă comport într-un mod anume, dar la voi, dar. Însă, a fi creștin înseamnă că ești urmașul Domnului Iisus Hristos și de aceea Domnul scoate în evidență adevărul acesta fundamental, orice creștin trebuie să ierte, pentru că el, fiind un urmaș al lui Iisus Hristos, trebuie să dea dovadă prin aceasta. Versetele 21, versetele 22. Apostolul Petru știa ce a spus Iisus cu altă ocazie în Luca, capitolul 17, versetul 4. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Și Petru ia cuvintele acestea și vine la Domnul cu cifre, da? Era obișnuit cu legea Vechiului Testament, care numărat, cântărit, măsurat, de aceea el vine cu cifra aceasta exactă de 7 ori și Domnul Iisus Hristos, văzând lucrul acesta, vine și ridică ștacheta și spune, nu Petru, ceea ce am spus atunci, tu ai înțeles în modul acesta literar în ce, însă dacă vrei cifre, vreau să-ți spun, chiar dacă cineva ți-ar greși de 70 de ori câte 7, ești dator să ierți. Am stat și m-am gândit, am calculat cam ce s-ar putea întâmpla în viața noastră într-una dintre zile, da? Cât ar putea cineva ca să fie în prezența unui tovarăș de slujbă? Pentru că de obicei la lucru putem să lucrăm, da, 8 ore, hai, poate cel mult. Unii, în anumite situații, pot ca să lucreze ceva mai mult de 8 ore, dar în mod normal, timpul de lucru și de aflare în prezența unui coleg de muncă, poate ar fi 8 ore și când am făcut calculele acestea, dacă cineva ar fi cu aproapele lui 8 ore pe zi și 490 de greșeli pe zi împărțit la 8 ore, ar fi 61 de greșeli, 25 pe oră, adică câte o greșeală și puțin mai mult decât una pe minut, ceea ce trebuie să putem să recunoaștem chiar atunci când ne e greu să iertăm, că asta a vrut Domnul să ne spună, trebuie să recunoaștem că nimeni nu-ți va greși niciodată atât de mult. Sunteți de acord cu aceasta? Nimeni nu va greși niciodată atât de mult mie sau eu, dumneavoastră. Însă, când Iisus Hristos ridică în felul acesta numerele, înțelegem că valoarea creștinismului constă în puterea iertării, slăvit să fie Domnul, iar puterea iertării vine din relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Puterea iertării vine din cunoașterea noastră a Domnului Iisus Hristos. Și apoi, continuând să analizez textul acesta, am văzut că un alt principiu, al doilea, este următorul. Creștinul trebuie să ierte pentru că lui i-a fost iertată o datorie mult mai mare. Și iarăși, pentru ca Petru, pentru ca eu, pentru ca dumneavoastră, ca noi să putem să intrăm în esența acestui fapt, din nou Domnul Iisus Hristos folosește cifre. Știu că uneori nouă nu ne plac cifrele.
Și mă uitam la fratele Cristi cât de atent și cu câtă acuratețe și am mai fost la Elim și cunosc situația și mă bucur pentru Biserica Elim și mă bucur pentru minunile dumneavoastră, dar știți, așa cum spunea fratele Cristi, mai trebuie să spună cifre, mai trebuie să amintească. Așa suntem noi când este vorba de cifre, însă Biblia e plină de numere și cifre. Sunteți de acord? Și Domnul Iisus Hristos continuă și zice, a, Petru, tu ai venit cu 7 ori? Eu vreau să-ți spun, gândește-te la 70 de ori câte 7, dar pentru ca să înțelegi nu aceasta, dar ca să înțelegi cât Domnul este Cel care ți-a iertat ție, cât Domnul ne iartă nouă, vine Domnul și spune o pildă. Acum vreau să-ți spun pilda aceasta, că un om s-a găsit dator, a fost găsit dator înaintea stăpânului său cu suma de 10.000 de galbeni. Și Biblia spune în grecește 10.000 de talanți. Am încercat puțin să fac anumite transformări din talanți în sicli. După măsurătorile vremurilor scripturii am ajuns la sume prea mari, vreo 30 de milioane de sicli. Dar de ce m-am dus la sicli? Pentru că omul acesta risca să fie vândut și Biblia spune trebuia să fie vândut el, soția lui, copiii lui și să îi se ia tot ce el avea, adică toate aceste bunuri ale lui însumate într-un total să plătească datoria. Și pentru că Biblia vorbește de cifre, mergem în Levitic capitolul 27 de la versetul 1. Levitic capitolul 27 versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când se vor face juriințe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului după prețuirea ta. Iar prețuirea pe care o vei face unui bărbat de la 20 până la 60 de ani, să fie de 50 de sicle de argint după siclul Sfântului Locaș. Dacă este femeie, prețuirea să fie de 30 de sicli. De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de sicli pentru un băiat și de 10 sicli pentru o fată. De la o lună până la 5 ani, prețuirea să fie de 5 sicli de argint pentru un băiat și de 3 sicli de argint pentru o fată. De la 60 de ani în sus, prețuirea să fie 15 sicli pentru un bărbat și de 10 sicli pentru o femeie. Dacă cel ce a făcut juruința este prea sărac ca să plătească prețuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot să-l prețuiască și preotul să facă o prețuire potrivit cu mijloacele aceluia. Deci, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, nu vorbea și prin pildele lui nu venea cu lucruri pur și simplu închipuite. El, în contextul în care se afla, contextul acesta, acela evreiesc, iudaic, al cărților Vechiului Testament, al scripturilor Vechiului Testament, oamenii care îl ascultau știau ceva despre situații de felul acesta, despre un bărbat, despre o femeie, situații când oamenii trebuiau ca să-și plătească, nu aveau cu ce, erau vândut și noi o să mai amintim despre aceasta, însă am stat și m-am gândit ce valoare putea să aibă familia aceea cu care să plătească și că am adunat eu 50 de sicli pentru soț, presupunem că avea până în 60, 30 de sicli pentru nevastă, dacă ar fi avut un 5 băieți, vreo 100 de sicli împreună, vreo 5 fete, vreo 50, total valoare pe ființă am ajuns abia la 230 de sicli. Poate mai avea ceva vii, poate mai avea ceva terenuri. Și Domnul Iisus Hristos scoate în evidență neputința umană în ceea ce privește plătirea datoriei, în ceea ce privește cumpărarea iertării și marele har al lui Dumnezeu. Mai citim în Neemia, capitolul 5, de la versetul 1, din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor, s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți.
să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, punem zălog ogoarele, viile și casele noastre să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pe birul împăratului și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor și iată, supunem la robie pe fiii noștri, pe fetele noastre și multe din fetele noastre au fost supuse la robie, suntem fără putere căci ogoarele și viile noastre sunt date altora. M-am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi... Și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut neavând ce să răspundă. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, vii, măslinele și casele și a suta parte din argintul, din grâul și din mustul și unde lemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui. Și din averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis amin și au lăudat pe Domnul și îmi place așa de mult cum încheie aici Scriptura și poporul s-a ținut de ce? Cuvânt. Putem să spunem cu toții că îmi place așa de mult și poporul s-a ținut de cuvânt. Oh, ce mult valorează lucrul acesta. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze Biserica Domnului Iisus. Astăzi fiind aici împreună cu dumneavoastră, după cum vă spuneam, mă bucur pentru binecuvântările de care aveți parte, dar aș vrea ca încă o altă calitate a Bisericii Elim să fie aceasta și poporul s-a ținut de cuvânt. Lăudat să fie Domnul. Așa e de frumos. Deci, de ce am citit toate versetele acestea, dragii mei, ca să pot să argumentez că Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre cifre, când a vorbit despre numere, când a vorbit despre datorii, când a vorbit despre vânzări, când a vorbit despre robie, lucrurile acestea erau însă, cifrele erau mari și imposibil de plătit. De-a lungul istoriei, chiar în cadrul poporului lui Israel, am citit și situația aceasta, cifrele pot să ajungă mari și să fie imposibil de plătit, însă iertarea este o putere mai mare care face posibilă achitarea. Și noi dăm slavă Domnului pentru că El ne-a iertat atât de mult. Nu putem noi calcula, și asta a vrut să spună Domnul Iisus Hristos, nu puteți voi calcula cât a costat și cât l-a costat pe Domnul iertarea, pentru că vine Scriptura și spune, și îmi place așa de mult cum vorbește Apostolul Petru în epistola sa și spune, noi am fost cumpărați cu un preț și prețul acesta este sângele scump al singurului Fiu a lui Dumnezeu și acesta este Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Iată de ce atunci când ți-e greu, poate să ierți greșeala mică a cuiva, să poți să te gândești și să poți să meditezi cât de mare este greșeala noastră. Dragii mei, una dintre situațiile cu care ne întâlnim poate foarte des, și aceasta ar trebui să ne vorbească nouă. Spre exemplu, majoritatea dintre dumneavoastră, mai ales aici în Statele Unite, atât bărbați cât și femei, conduceți, că asta e situația, asta este contextul.
Și de atâtea ori în trafic cineva ne deranjează. Eu am venit zilele trecute, am venit de la Detroit și când mă apropiam de zona dumneavoastră și cunoașteți foarte bine, veneam pe 94 și la un moment dat 94, foarte interesant, rămâne tot 94, doar că se desparte în două, vine o parte spre Milwaukee și acolo expresul este foarte lat și cineva, mi s-a părut că era o doamnă, cineva a mers pe partea dreaptă a expresului și acolo dintr-o dată, cred că minim trei linii mergeau în dreapta și altele vreo trei linii, tot 94, mergeau în stânga, ea a stat în dreapta și exact acolo unde a avut loc despărțirea, doamna respectivă o ia la stânga și taie o linie și taie două și taie a treia. Și asta a fost cea mai mare problemă. Problema a fost că atunci când a dorit ca să se încadreze deja acolo, pe prima linie din dreapta, acolo era locul ocupat. Și problema și mai gravă era că cel care a trebuit să fie primul acolo blocat de ea, am fost eu. Și nu mi-era frică pentru că am reușit, eu am văzut ce face dumnea ei, am prevăzut aceasta. Și ce am frânat, problema era că mă uitam la ea din urmă de acum, nu cumva că asta se întâmplă câteodată, da? Tu poți să vezi pericolul acela. Și Domnul m-a ajutat, am putut să frânez, am stat câteva secunde, am reușit și am depășit-o. Dar ăilalți din urmă atât au claxonat-o și m-am tot uitat în oglindă. Și sărmana încă a stat câteva minute și nu putea, nu-i dădeau voie aia să intre acolo. Mers odată în Cernăuți și mergeam cu mașina prin oraș cu un fost student de la școala biblică din Ucraina, care s-a, după terminarea școlii biblice, s-a întors înapoi în Ucraina, slujește acolo. Mergeam cu el cu mașina prin oraș, cu mașina lui, el fiind la volan. Și ba unul îi tăia calea, ba altul ceva și el tot îl claxona și eu l-am lăsat odată, de două ori, de trei ori. După care, la un moment dat, i-am zis, știi ce? Eu m-am obișnuit să nu claxonez pe nimeni în trafic. Decât doar dacă este o situație când pot să preîntâmpin un anumit accident, dar supărările mele, m-am obișnuit să nu claxonez pentru că trebuie să recunoască fiecare șofer și noi de multe ori ajungem, fie din neatenție, fie din grabă, ajungem să-i supărăm și noi pe alții. Sunteți de acord cu asta? Ajungem. Nu știi ce s-a întâmplat. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu doamna respectivă. Nu știu. Nu știu, dar s-a întâmplat lucrul acesta. Și mie mi se întâmplă. Și nouă mi se întâmplă. De ce oare să nu avem îngăduință? Și de ce să nu iertăm în sinea noastră, chiar în momentul acela, fără că ăla nu se mai dă jos să-și ceară iertare, nu? Nu, n-ai cum. Mergeam tot venind spre Detroit și la un moment dat m-am pomenit că eram pe banda din stânga și alții vreau să meargă mai repede și am văzut o mașină în spatele meu decapotabilă și imediat când am putut, imediat m-am dat într-o parte și el a ridicat mâna apoi. Na, decapotabilă era, a ridicat mâna. Și m-a salutat în semn de mulțumire că l-am lăsat să se ducă, dar nu întotdeauna ai parte de aceasta. Peste un an de zile din nou am mers eu în Cernăuți, din nou mă plimbam prin oraș cu acel frate și mergem și mergem și la un moment dat el îmi zice, frate Romică, eu nu mai claxonez pe nimeni. Gândește-te la aceasta și tu greșești. Greșești înaintea semenilor, greșim înaintea Domnului și Domnul ne-a iertat o așa de mare datorie. Noi trebuie să iertăm și Domnul să ne binecuvinteze. În ultimul rând, creștinul trebuie să ierte pentru că Dumnezeu, dragii mei, vrem noi sau nu vrem? Citim noi asta sau nu citim? Acceptăm noi sau nu acceptăm, Scriptura spune Dumnezeu pedepsește neiertarea, tot așa versetul 35. Vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.
Tovarășul lui de slujbă, care era dator doar cu 100 de lei, ceea ce ar fi însemnat, iarăși după calculele vremurilor acelea, vreo 3 luni de muncă, însă ce era aceasta în raport cu marea lui datorie față de stăpân? Concluzia, dragii mei, este următoarea. Marea noastră datorie a fost iertată de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos și noi trebuie să nu uităm niciodată aceasta. Apoi, neiertarea noastră atrage consecințele neiertării și aceasta ne ține legați și ne apasă. O altă concluzie, puterea iertării vine prin rugăciune de la Dumnezeu pentru cel care este în cauză. Și acum atenție! Atenție la cei apropiați, mai ales la cei din familie. Ce facem atunci când vedem că cei dragi ai noștri au avut puterea de ierta? Unii în loc să se bucure și să binecuvinteze și să-l încurajeze pe cel ce a iertat, se întristează și se supără pe cel care a avut puterea aceasta. Eu descoper fenomenul acesta din ce în ce mai mult. Și mă rog în ziua aceasta ca noi să putem avea din partea Domnului puterea de a ierta și mai mult decât atât, când vezi că cineva, pentru că asta este problema, când l-a supărat cineva pe soțul meu, soția greu iartă lucrul acesta. Dar Domnul, dacă soțul, sau invers, sau soția, cel căruia i-a greșit, în momentul în care el va veni înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, și eu am greșit, și eu greșesc de multe ori, și mai mult decât poate înaintea fratelui, eu greșesc înaintea ta. Și dacă persoana respectivă, dragii mei, se va ruga lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă putere să ierte. Sunteți de acord cu asta? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu de acum va merge și va lucra tot în felul acesta cu soțul sau soția, sau tatăl sau fiul. Eu am avut experiența aceasta. Cineva i-a greșit foarte urât fiului nostru. Și fiul meu plângea și spunea, tata, de ce oare el așa se poartă? Și l-am iubit ca pe fratele meu, l-am ajutat ca pe fratele meu. Însă l-a trădat. Și a trecut un timp și i-am văzut la masă, și nu la masă în altă parte, dar la masă în casa fiului meu. Și prima reacție, știți care a fost? Am fost grăiat la inimă, am spus, cum măi, ăsta l-a trădat și fiul meu îl cheamă la masă. Vă mărturisesc lucrul acesta, a fost prima reacție. Însă când am vorbit, fiul meu mi-a spus, Dumnezeu mi-a dat puterea să iert și eu am iertat. Ce faci în situații de acestea? Binecuvintează, laudă pe Domnul, încurajează pe cel ce a iertat și ai grijă la atitudinea ta. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. După cum spuneam, am pregătit un video, rog pe frații de la proiectare, dacă este posibil. Sunt doar câteva din lucrări. Anul acesta Domnul ne-a binecuvântat și am avut peste 100 și ceva de campanii de evangelizare publice și îi mulțumim Domnului, doar 65 din ele au fost de câte o săptămână lucrări pentru evangelizarea copiilor și apoi la fiecare sfârșit de săptămână evangelizări pentru maturi. Continuăm să deschidem biserici în Moldova și dumneavoastră veți vedea lucrul acesta și încă o dată vreau ca să-mi exprim mulțumirea față de Biserica Elim, față de dărnicia dumneavoastră, față de susținerea pe care de fiecare dată ați oferit-o pentru lucrarea lui Dumnezeu de acolo, din acel ținut, Republica Moldova. Poftim!